fel. Vom face astăzi prăjitura surpriză. Dacă doriți să vedeți ingredientele și modul de preparare, vă invit să urmăriți întreg videoclipul. Ingrediente: 4 galbenușuri, 4 albușuri, 85 de grame de zahăr, 85 de grame de făină și 500 de grame de dulceață de vișine. Mai întâi vom mixa albușurile spumă cu un praf de sare. Apoi începem să adăugăm treptat zahărul și lăsăm pentru încă 4-5 minute. Apoi adăugăm peste gălbenușurile și lăsăm pentru un minut, două să se încorporeze. Apoi începem să adăugăm treptat făina cernută și amestecăm. Făina o adăugăm treptat pentru a ne ieși un blat tufos. Apoi punem compoziția într-o tavă de aragaz în care am pus foaie de copt și o uniformizăm. După care o dăm la cuptor pentru 10-12 minute la 175 de grade. Acum, cât blatul este fierbinte, luăm și îl rulăm și lăsăm deoparte timp de 5 minute. Lăsăm un pic să se răcească. Iar după cele 5 minute, luăm și îndepărtăm ușor foaia de copt. Apoi peste blat luăm și punem dulceața de vișine. Apoi începem să rulăm la ambele capete. Vom face două rulade. Acum și din partea cealaltă. Și apoi le tăiem. Am aici o formă de cozonac pe care am uns-o foarte bine cu unt. Acum voi tăia rulada cât să-mi intre în forma de cozonac. Apoi le dăm deoparte și voi pregăti și cel de-al doilea blat. Pentru acesta avem nevoie de 3 albușuri, 3 gălbenușuri, 30 de ml de ulei, 30 de grame de nescuic, un praf de copt, 60 de grame de făină și 60 de grame de zahăr.
vom proceda ca și la primul blat. Mixăm mai întâi albușurile spumă cu praful de sare. Iar între timp, amestecăm gălbenușurile cu uleiul, cu o furculiță. Adăugăm peste albușuri zahărul. Și lăsăm timp de câteva minute. Iar apoi amestecăm făina cu praful de copt și Nesquik. Puteți folosi și cacao dacă vreți și amestecăm. Adăugăm peste albușuri gălbenușul amestecat cu ulei și lăsăm să se încorporeze. Apoi adăugăm peste ingredientele uscate cernute. La fel le adăugăm treptat și cu o lingură luăm și amestecăm. Și cea de-a doua compoziție este gata. Acum voi lua și voi scoate cele două rulade din tavă și voi pune un pic din compoziția neagră. Luăm și întindem foarte bine compoziția în tavă. Și apoi așezăm cele două rulade în tavă. Și punem și restul de compoziție peste. Apoi luăm și batem un pic tava pentru a fi sigur că se pătrunde uniform. Apoi dăm tava la cuptor pentru 35 de minute la 175 de grade și facem testul cu scobitoarea. Lăsăm un pic prăjitura în tavă pentru 5-6 minute, iar apoi o răsturnăm. Și acesta este rezultatul. Sper să încercați și voi această rețetă și sper că v-a plăcut. Iar pentru mai multe rețete, vă invit să vizitați canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să vă abonați. Eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem cu siguranță la următoarea rețetă. La revedere!